Dă-i bine, dă-i bine, dă-i bine peste tot. Ia peste tot, dă-i peste tot. Nu numai acolo, dă-i pe tot cablu. Acolo, că tablou de siguranță, dă-i acolo. Un weekend de distracție se putea transforma foarte ușor într-un weekend de coșmar în stațiunea Vama Veche. Sâmbătă seara, un incendiu izbucnit la un transformator electric la intersecția străzilor Ion Creangă și Mihail Cogălnicianu a semănat panică în zonă. Din fericire, o echipă de jandarmi a intervenit imediat, iar cu ajutorul a două instinctoare, oamenii legii au reușit să limiteze pagubele. Un echipaj de jandarmerie din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Constanța, în timp ce se afla în misiune de asigurare a ordinii publice în localitatea Vama Veche, a observat la intrarea în localitate un incendiu izbucnit la un transformator electric stradal. Jandarmii au intervenit imediat cu ajutorul a două extintoare pentru limitarea pagubelor. La scurt timp au intervenit și pompierii din cadrul ISU Dobrogea. Din fericire, nimeni nu a fost rănit, iar incendiul a fost stins.